să vorbesc doar despre ce s-a întâmplat astăzi în birou permanent. Într-o lună și 3 săptămâni vom avea o nouă categorie de pensionari speciali. Primari, foști primari, președinți de consilii județene, vicepreședinți de consilii județene. Este o nouă palmă pentru fiecare român care a muncit o viață întreagă și se uită la o pensie mică, o nouă palmă pe care PNL, PSD și UDMR o dă milioanelor de români. În 2019, PSD a introdus pensii speciale pentru foști primari și foști președinți de consilii județene și atunci și după acest moment, în 2 ani la rând, au fost prorograte pentru că USR a făcut presiuni. Noi am fi vrut să le desființăm. Prim-ministrii PNL au zis hai să le prorogăm. Nu au vrut să le desființăm. Până la urmă, alături de colegii mei, grupul USR a depus un proiect de eliminare a pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, președinților de consilii județene. Nu sunt în plată în momentul ăsta, o să au zis pe PSD și pe peneliști, dar nu sunt în plată. Vor fi în plată într-o lună și 3 săptămâni. Și tot ce vor să facă este să bage această temă sub preș. Am cerut astăzi în birou permanent să fie de acord ca în programul de săptămâna viitoare să avem și un plen în care să discutăm acest proiect. Este un proiect pe care PNL, UDMR și PSD l-au respins în comisie. Are un raport de respingere. Și tot ce vrem noi cei de la USR este ca toată țara să vadă ce părere au acești oameni pe care în campanie, bineînțeles, îi auzim, vrem să desființăm pensiile speciale, dar iată când sunt puși în fața faptului împlinit să dea un vot pentru desființarea unei noi categorii de pensii speciale, încearcă să fugă de acest moment, încearcă să lase acest proiect să treacă tacit de Camera Deputaților, ar vrea să nu se discute. Ei bine, o să discutăm în fiecare zi, până pe 19 noiembrie, când acest proiect va trece tacit de Camera Deputaților. Îi rog încă o dată și fac un apel să-și asume acest gest cu curaj, să-l pună la vot și să vedem atunci cine ține primarii în spate, pentru că va fi o povară pe miile de localități care abia au bani să bage motorină în microbuzul școlii, va trebui din bugetul local să plătească pensii pentru foști primari, foști primari care mulți dintre ei n-au făcut mai nimic pentru acele comunități. O să cerem din nou și săptămâna viitoare modificarea programului de lucru și introducerea unui plen în care să discutăm acest proiect. E vorba de 3-2-8 pe 2021. Mulțumesc!